Care a fost rolul pe care l-ai jucat de cele mai multe ori? De cele mai multe ori am jucat George din Cui e frică de Virginia Woolf, care e și cel mai vechi spectacol și în 9 ani l-am jucat de multe ori. Mai ții minte numărul sau? Oh. Uite, am văzut că unii oameni fac asta, își numără reprezentațiile. N-am numărat. Noi am numărat doar anii. Și am ajuns de pe la anul 19, am zis că ar fi anul 10 acum și că ar fi, așa, nu știu, ediție specială. Dar nu, n-am numărat. În ce teatru ți-ar plăcea să joci? În ce teatru mi-ar plăcea să joc? Pe lângă teatrele în care joc, mi-ar plăcea în... La Bulandra mi-ar plăcea să joc. Și la Teatrul Mic. Și mi-ar plăcea să joc și în teatre din provincie. Ai vreun oraș preferat? Ca oraș, pur și simplu, sunt foarte mult legat de Brașov și am copilărit vis-a-vis de teatru, practic, la bunici, eu fiind din București. Și vedeam de pe balcon tot timpul teatru, n-am avut niciodată ocazia să joc acolo. La Craiova am jucat în teatru la Craiova. La Craiova am fost... Am jucat... Nu știu că am jucat în teatru. Nu, la Craiova am jucat într-un alt teatru decât Teatrul Național, se numește? Teatru... Nu, Național. Marin Sorescu? Marin Sorescu. Acolo n-am jucat. Am fost în, cu Omul Pernă în, într-un alt teatru din Craiova. Cum vezi în mod ideal meseria de actor? Ideal. O văd mult mai bine organizată și... Bine, asta cred că e valabil în toate domeniile artistice, mai puțin în muzică, unde treaba, cel puțin, pare mult mai bine organizată decât în actorie. Văd să existe un sindicat, văd să existe niște legi mai bine puse la punct, văd să existe impresari. Mi-ar plăcea să nu mă mai zbat singur sau cu colegii ca să... îmi fac treaba, dar nu știu cum, pe de altă parte greutățile te învață și te învață să te descurci. Și atunci nu pot să zic că e rău. Mă descurc, sunt mulțumit.